Hey. Dacă vrei să ai o cultură frumoasă despre ființele care au depășit intelectul, ființele care au trăit nirvana, ființele care au atins iluminarea, Zen Chan, poți să citești despre cel mai răspândit Osho. Bun, citește despre el, dar nu despre ce a făcut el, ce a vorbit el. Ei cărțile. Bun. Dacă ești un pic mai îndrăzneț, ia cărțile lui Ramana Maharishi. Bun, sunt mult mai deep. Sunt pentru ființele care deja au o trăire profundă. O să vezi, chiar dacă le trăiești, o să crezi că ai înțeles. Sunt câteva ființe din lumea asta întreagă care înțeleg cărțile lui Sri Ramana Maharishi. Bun. Iarăși, o carte frumoasă este dată în engleză. Mi se pare că sunt traduse și la noi în țară, dar nu știu. RamaKrishna. Foarte. Bun. Poți să-l iei pe Osho când vorbește despre Atisa. Poți să-l iei pe Osho când vorbește despre Tilopa. Poți să-l iei pe Osho când vorbește de Buddha, Mahavira. O să-l citești pe BaalShem. Bun. Bun. Ființe frumoase. Ființe care au vorbit. Direct din lui. Au plecat puțin din liniște ca să-ți vorbească liniște. E absurd, liniștea nu poate să fie vorbit. Dar totuși cel care o trăiește poate să o miște în tine. Da? Bun. Și când spun liniște, nu mă refer la liniștea minții. Aia e pacea minții. Când gândurile nu mai vin în căpușorul individului, atunci el intră în pacea minții. Aia e prima stare de satur. Bun. Dar e doar începutul. Atunci de-abia începi. Liniștea este dincolo de lumea asta. Pur. Și tu o simți ascultând acest clip. O simți cumva în tine. O adiere este că și tu faci parte din același răuființă. De asta te și lipești de acest clip. Simți. Nu știi cum simți, dar simți. Se mișcă ceva în tine. Nu știi exact ce, dar se mișcă. Bun. Așa că dacă ești un căutător spiritual, trebuie să citești Osho, Ramana Maharishi sau RamaKrishna. Ființele astea sunt autentice, pot să-ți reveleze în cuvinte, necuvinte. Bun. Bun. Eu asta am făcut. N-am luat pe Nea Gigel Iughinu din spatele blocului de la București. N-am luat tantra lui
bivolarul sau bullshit-ul din asta. Am dus glunț, am luat Osho, am luat Ramana. Bun, nu înțelegeam nimic. Continuam. Bun. Le luați la început ca și povești, nu ca și adevărul, povești frumoase. Și o să vedeți că poveștile alea, ușor, ușor, o să începe să le înțelegeți, da, dar, cu propria piele. Bun. Ființe frumoase.